Domnul Băiat, ieșiți dacă nu înțelegeți. Am să vă dau afară de aici, dacă nu înțelegeți. Dar n-am nevoie, și vă rog frumos să vă sculați și să ieșiți. Eu sunt șeful dumneavoastră. Domnul Băiat, schimbul de replici tăioase a intervenit pentru că Silvia Radu a rămas nemulțumită de modul în care șeful de la transport a prezentat soluțiile de îmbunătățire a circulației transportului în capitală. Puteți, vrem șefii direcției să ne audă lumea. Pentru că avem și noi unele probleme care trebuie să fie expuse în public. Propunerea de defuizare a traficului este clar, sunt termeni. Dar noi nu putem să ne expunem cu costuri pentru că la fiecare spunem soluție, este nevoie de un proiect. În cele din urmă, Oleg Poiată a plecat. Acesta a încercat și lunea trecută să vină cu o serie de propuneri cu privire la fluidizarea traficului în Chișinău, dar la fel nu a reușit să o impresioneze pe Silvia Radu. Eu nu știu ce mai trebuie aici să fie prezentat ca să îi placă doamnei Radu prezentarea noastră.